Da, ne dăm cu material preventiv să nu înghețe la noapte și rămânem la dispoziție, vedem starea vremii, din ce arată prognoza, mai avem până mai pe la 12 noaptea, mai avem ceva precipitații. Da? Bun, hai, spor, lamă și material. Iarna nu se dădusă. La munte a început din nou să ningă încă de ieri, iar vremea va rămâne capricioasă și în zilele care urmează. Până la sfârșitul săptămânii, meteorologii anunță în continuare precipitații care la munte se vor transforma în ninsori. Zăpada a scos drumării la intervenții, iar utilajele au stat pregătite și au intervenit când a fost nevoie. Acționăm pe DN67C de la kilometru 34800 către kilometru 28, unde acționăm cu un utilaj și cu material antiderapant. Am cerut în sprijin încă două utilaje de la Târgu Jiu, încărcate cu material antiderapant pentru a împrăștia materialul să nu înghețe, să nu avem surprize cu participanții la trafic, să înghețe cumva această, să-i spunem, zăpadă, este mai mult o zloată, dar s-a depus destul de mult pe carosabil și pentru a evita orice fel de pericol, acționăm cu material antiderapant și lamă. Drumul până în stațiunea montană este curat. Cu toate acestea, șoferii sunt sfătuiți să aibă mașinile echipate corespunzător dacă vor să meargă la munte pentru a evita producerea unor evenimente nedorite.